Bun găsit, dragi prieteni! Suntem în direct pentru dumneavoastră, pentru că evenimentele din acest an se suprapun unele peste altele. Sunt evenimente atât de ordin politic, cât și din punct de vedere al siguranței și al sănătății pentru dumneavoastră. Desigur, informațiile sunt în prim plan, ele trebuie să fie corecte și la timp. Scriam eu într-un mic editorial zilele trecute. Tocmai de aceea, pentru a marca în mod direct măsurile care se iau în aceste vremuri, că astăzi vom vorbi despre coronavirus, am invitat lângă noi pe domnul primar Ștefan Șilochi, primarul orașului Târgu Ocna. Domnule primar, bine ați venit și vreau în primul rând să vă felicit pentru ședința pe care ați avut-o ieri, al cărei președinte ați fost, Comitetul pentru Situații de Urgență. Mulțumesc pentru invitație, bună ziua și ascultătorilor, telespectatorilor dumneavoastră. Noi am avut ieri a doua ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență. Pe data de 28 februarie am avut prima ședință, când am stabilit ce avem de făcut, și ieri, 11 martie, am avut a doua ședință, în care am venit cu noutățile care au apărut între timp și am analizat cum au fost implementate măsurile stabilite pe data de 28. Mulțumesc că ați venit și dumneavoastră la această ședință. Am făcut o ședință extinsă a Comitetului Executiv, în sensul că am invitat directorii de școli, asistentele medicale din școli, asistentul medical comunitar și agenții economici importanți care au contact cu publicul, clienții, da. Ați văzut și dumneavoastră, medicii de familie au venit toți, sigur și reprezentanți, dar am discutat cu toți, am ascultat părerile și sigur că am finalizat cu o hotărâre care a stabilit mai multe lucruri pe care noi dorim să le facem pentru a întâmpina problema aceasta a virusului. Doresc să vă spun că la ora actuală în Târgu Ocna avem 14 persoane care sunt izolate la domiciliu. Ele sunt monitorizate de către Serviciul de Asistență Socială din cadrul primăriei. Cei care au solicitat alimente, alte servicii, le primesc prin salariații primăriei. Ei trebuie să stea acasă pentru că altfel se fac controle de către jandarmerie și poliție. Câte zile? 14? 14 zile, da. Și trebuie să stea la domiciliu. Rugămintea mare este să înțeleagă toți cei care au fost în Italia sau care au intrat în contact cu persoane care au venit din Italia să rămână la domiciliu și rog și pe ceilalți cetățeni din oraș să aibă încredere că noi încercăm să luăm toate măsurile pe care le-au stabilit specialiștii să nu avem probleme de contaminări cu acest virus. Ca și măsuri în școli. Încă din la începutul anului școlar, o mare parte, dar imediat la începutul acestui an, am introdus acele aparate cu dezinfectant. Dacă ați sesizat ieri la ședință, ni s-a dus la cunoștință că nu sunt uscătoare. Domnul doctor a intervenit și a spus că decât uscătoare să luăm mai bine hârtie și a explicat și de ce. Deci e bine să asculți specialistul știe exact. Mai bine. Ați văzut în toate școlile am avut acest dezinfectant, se fac grafice de curățenie zilnică, sub semnătură, ora la care se fac aceste dezinfecții și sigur că nu s-au manifestat apariții sau persoane care au probleme. Copiii a căror părinți au fost în Italia au fost reținuți la domiciliu, se face selecția în fiecare dimineață. În școlile noi credem că este bine reglementat. Acum s-au închis și școlile. Una din măsurile care le-am luat ieri
care s-au hotărât de fapt în ședință, a fost să dezinfectăm noi cu o firmă specializată toate instituțiile de învățământ. De asemenea, primăria am dezinfectat-o, vom dezinfecta și biblioteca și locurile de joacă pentru copii. Am apelat la o firmă specializată pentru că trebuie să respectate niște condiții și sigur trebuie să facem un contract prin care să avem asigurată o periodicitate în care se fac aceste operațiuni de dezinfecție. Avem instruit personalul sub semnătură la școli, au luat cunoștință de toate măsurile care trebuie luate. Încă o dată aș dori să spun cetățenilor că depinde de noi cum vom trece peste acest impas. Era discuția și pe televiziunile centrale de profesori, că ei erau chemați la școală. Ce știți despre acest aspect? Nu știu, din punct de vedere profesional se subordonează inspectoratului. Noi ieri am discutat dacă pe linie de inspectorat au venit alte măsuri și ne-am informat, însă la solicitarea directorului de școli noi vom face această dezinfecție. Nu știu exact care este programul. Astăzi, la ora 2, avem o ședință la Prefectura Bacău. Este un comitet pentru tehnic. La nivel de județ. La nivel de județ. Așa. Noi am invitat și pe reprezentanții de la ISU Bacău, ați văzut că ne-au prezentat ce trebuie să facem, cum. Trebuie făcut în aceste perioadă și controlul și măsurile cum se impun, se implementează. De asemenea, trebuie să revin la supra cetățenilor. Nu trebuie să creăm nici panică, dar trebuie să fim responsabili și să înțelegem că de modul nostru de comportare vom stabili ce se va întâmpla. A ne spăla, nu vreau eu să intru în amănunt acum, dar a dezinfecta, deci nu sunt măsuri foarte grele. Așa. Și de asemenea aș ruga să nu se intre în această panică, să-i spun în care dacă o persoană este izolată la domiciliu, ceilalți să vină și să spună, uite, nu ne mai apropiem, nu mai discutăm, nu mai... Adică, cred că este... Pentru că a apărut această frică a celor care au fost în Italia de a declara că au fost și a sta 14 zile. Ce o să spună ceilalți? Păi ceilalți trebuie să înțeleagă că e o situație care putea să se întâmple oricui. Da, sigur. Nu, dar deci trebuie... situația, acum știți... Problema se pune în felul următor. Nu trebuie creată nici panică, dar nici a neglija importanța securității personale medicale. Deci, trebuie văzute cele două planuri în mod egal și în același timp, sigur că responsabilitatea civică este foarte, foarte importantă. Tocmai de aceea o să vă rog să ne spuneți cum ați gândit funcționarea primăriei în această perioadă, pentru că știu că la nivelul tuturor OAT-urilor a primăriilor s-a luat decizia de a se regla programul, de a se accesul în primărie, modul în această perioadă când oamenii au de rezolvat niște probleme, cum veți rezolva. O să vă rog să ne detaliați cum se întâmplă lucrurile astea la primăria din orașul Târgu Ocna. Noi avem experiența anului 2005 când n-am avut o lună de zile apă, n-am avut două săptămâni gaze și o săptămână curent electric. Și atunci am trecut testul. Adică n-aș dori nimănui să fie primar într-o asemenea situație. Sigur, acum situația este mult mai lejeră deocamdată, dar noi suntem pregătiți pentru orice situație care ar putea apare. Și noi ne-am gândit că acum au nevoie cetățenii de noi și că trebuie să stăm în primărie și să fim acolo în slujba cetățeanului, pentru că ăsta e rolul nostru. Gândiți-vă că dacă și noi închidem acolo sau restricționăm programul, cam ce înțelege cetățeanul. Dar am luat niște măsuri, avem aparate de dezinfecție la intrare, am limitat intrarea principală, am închis intrarea principală, am limitat accesul, în sensul că se intră pe cele două uși laterale în care există posibilitatea de a se dezinfecta și sigur am închis primăria, la câteva zile facem o dezinfecție totală, în sensul că trebuie să funcționăm, mai ales că
acum trebuie cei de la asistență socială să dea relații, să venim în sprijinul cetățenilor și să le explicăm că ce trebuie să facă. Și dacă noi suntem cetățeni activi, cetățeni care dorim să ne implicăm, trebuie să ne implicăm prin faptele noastre. Nu poate fi oprit acest fenomen nici de prefectură, nici de guvern, decât prin măsurile pe care le stabilesc. Dar noi trebuie să le respectăm. De noi depinde, de aceea eu cred că rolul cel mai important acum îl are cetățeanul. O să vă rog să precizați dacă cetățenii se pot adresa prin telefon sau prin e-mail. Pentru că aveți un site al primăriei, să înțeleg. Avem și site-ul primăriei, avem și telefoane. Telefoanele noastre sunt publice. Telefonul meu, a domnului viceprimar, a domnului administratorului public, toți șefii de birou au telefoane publice. Ei sunt obligați să răspundă la orice oră din zi și din noapte la telefon. Pentru că în acest fel poate sunt și probleme de informare. Mare parte din Țărăreanț fac parte și din Comitetul pentru Situații de Urgență. Noi încercăm și am discutat și cu medicii de familie atunci când depistează un caz să anunțe. Avem o legătură, o relație foarte bună cu Direcția de Sănătate Publică. Informațiile le primim de acolo. Ieri m-a sunat domnul prefect, astăzi m-a sunat domnul prefect, adică relația este directă și sigur, mulțumesc pentru implicare, avem tot sprijinul, dar ce se întâmplă? Nu a mai fost o asemenea situație. Este o situație și, sigur, nouă, și atunci, să spunem și sigur, așa. Luăm măsuri în funcție de ce se întâmplă. Nu știm exact cum va evolua, dar suntem pregătiți ca numărul celor izolați s-ar putea să fie mai mare, s-ar putea să nu fie, dar dacă va fi, atunci noi trebuie să găsim. Prefectura face eforturi să găsim spații de cazare și m-a informat domnul prefect dimineață ce avem de făcut. Astăzi la 2 v-am spus că vom afla mai multe amănunte. Suntem toți pe poziție și încercăm să eliminăm cât poliția, jandarmi la fel. Cum spunea domnul Străinu Cercel, suntem cu arma la picior, cum se spune. Și în poziție de drept. Și în poziție de drept. Da. Deci, o să fac o sinteză a ceea ce a spus dumneavoastră pentru telespectatorii noștri, ca să înțeleagă faptul că există o preocupare a autorităților județene și locale. Și mecanismul este cam în felul următor. Și dumneavoastră, dacă greșesc undeva, să-mi spuneți. Deci este la nivel de Comitet Județean pentru Situații de Urgență, prefectura implicată în mod direct, prefectura Bacău, da? Care coordonează activitățile comitetelor din fiecare oraș, da? Dumneavoastră sunteți președinte al acestui comitet, în speță primarul Ștefan Șilochi la Târgu Ocna, care ia măsurile pe care tocmai ne le-ați prezentat dumneavoastră. Ideea este următoarea, că pot apărea diverse scenarii. Am urmărit și mă bucur, poate e prima oară în care toată lumea este de acord că medicii, specialiștii în acest domeniu trebuie ascultați cu mare atenție și dumneavoastră ați făcut deja ieri acest lucru. Ei vin și lucrurile pot evolua. Din câte am înțeles, sunt scenarii doar, nimeni nu poate să prezică ce se va întâmpla. Acum, concret, la Târgu Ocna, dumneavoastră, aveți un număr de persoane auto-izolate la domiciliu, nu aveți un caz de coronavirus în acela. Asta este foarte important de spus. Sigur, e posibil să apară, având în vedere evoluția, orice lucru se poate întâmpla, dar ideea este următoarea. Oamenii nu trebuie să intre în panică, este doar o perioadă de tranzit în care să se ferească și să respecte acele măsuri și sigur că toate informațiile pe care cetățenii din Târgu Ocna să le ia de pe site-ul primăriei, de la emisiunile noastre și de la ceilalți colegi din presă, în speță reprezentantul domnul primar. Deci, dumneavoastră, situația o aveți foarte clară, astăzi vă veți întâlni în Comitetul de pentru Situații de Urgență și cu domnul prefect. Da, aș completa ceva. Vă rog. Cum se procedează? Cel care intră la granița țării, la una din, indiferent la da, care va am, așa. Dă o declarație în care își spune adresa și numărul de telefon. De aici sunt transmise datele la direcțiile de sănătate publică din toate județele. Direcția de sănătate publică are un compartiment care coordonează această activitate, anunță primăriile.
iar noi ne ocupăm. Deci în timp real dumneavoastră sunteți informat, da, la nivelul Târgu Ocru. Domnule, am sunt la graniță... câteva probleme care trebuiesc lămurite acum, fenomene care au apărut pe parcurs, spre exemplu, cei care sunt izolați. Cine le duce rană, am stabilit, noi ducem mâncarea. Dar cui le ducem? Și la cel care are posibilități materiale și la cel care nu are posibilități materiale? Care coșul zilnic? Cât ducem? Pentru că am avut o persoană care mi-a spus să-i duc un cartuș de țigări și o sticlă de coniac. Deci exagerăm puțin. Da, da, da. Și de aceea trebuie să reglementate aceste lucruri și ele se vor reglementa, pentru că și noi angajăm niște cheltuieli de, acum, sigur, pentru cazare în aceste locuri special amenajate din fondul de rezervă a guvernului vor veni niște sume. Mai sunt câteva lucruri de pus la punct. Da, da, noi da, le-am pregătit, dar dacă apar, vom stabili exact. Este evident că persoanele care au chiar au nevoie în mod real, mă refer la bătrânii, pensionari, cei cu situație materială. Cei care nu au aparținători, nu au pe nimeni, nu au rude, exact, atunci sigur încercăm să ne ducem noi. Dar nu putem să mergem la toți cei care au și posibilități. Dar în același timp stăm și ne gândim că decât să plece el în comunitate și să avem alte probleme, mai bine mergem noi și facem o cheltuială în plus decât să avem ulterior probleme. Aceste mai grave. Sume au fost deja alocate sau urmează noi să... Noi am procurat alimente, nu am stabilit încă exact, vom lămuri aceste probleme și astăzi, pentru că la nivel național... Da, fiind o situație fără precedent, sigur sunt lucruri care se vor... Să nu trebuie să intrăm nici în extrema cealaltă, așa cum nici cetățenii nu trebuie să marginalizeze, să spun așa, nu știu dacă ăsta e termenul, pe cei care sunt izolați, pentru că oricare dintre noi poate mâine să fie situația celuilalt. Mă uitam, președintele Parlamentului European, care este autoizolat. Deci, la cel mai înalt nivel, ideea este că asta demonstrează responsabilitate. Bine, deci, noi de asta vorbim, responsabilitatea cetățeanului de a veni în sprijinul acestei situații create. Indiferent și... decât să fie amendat, nu trebuie să ajungem acolo, pentru că există și măsura de constrângere în cazul celui care trebuia să fie izolat și nu este. Și aici informăm pe cei care sunt izolați, poliția poate să îi verifice în orice moment. Noi nu vrem să ajungem la această situație și apelează telefonic, avem numele de telefon la toți, nu pot să le dau numele acum pentru că sunt, nici nu dorim, dar mai bine să stăm două săptămâni și să stăm, să spun așa, degeaba, și să mai cheltuim noi niște bani așa pentru că am dus ceva alimente, decât să avem probleme care ulterior sunt mult mai grave și nu mai avem ce face. Deci, recapitulând, la nivelul orașului Târgu Ocna aveți autoizolați la domiciliu, câte persoane? 14 persoane. 14. Să sperăm că vor fi evoluții minore. O parte mai au puțin și ies și din această, ies din această autoizolare. De aia spun că la Târgu Ocna deocamdată lucrurile stau foarte bine, de altfel și în județul Bacău, cred că și în județul Vrancea, cam aceste două județe, poate mai unul, două, care au rămas. Dar, încă o dată, hai să vorbim un pic despre coronavirus, să dăm din ce știm noi ca presă, da? Ideea este că și pe plan mondial, dar și pe plan național, sunt situații de vindecare. De aia, respectând regulile pe care autoritățile le prezintă și prin intermediul mass mediei, da? Nu e pericolul atât de mare dacă respecti anumite chestiuni, adică autoizolarea, dacă vine o rudă din străinătate sau dacă ai avut contact sau ai fost într-o excursie în zonele din Europa sau din altă țară în care există acest virus, sigur că poți veni cu propria propunere. Singur spui, doamne, stau în casă 14 zile, după care, sigur, pe parcursul acesta trebuie oricum o verificare medicală la un moment dat și atunci nu ai niciun fel de probleme. Pe de altă parte, chiar dacă ai luat coronavirus, doamne ferește, da? Bun, dar ai șanse foarte mari să te vindeci. De aia spun că trebuie oamenii prin informație să se liniștească, pentru că rata de vindecare este peste 50%. Așa. Iar rata de mortalitate, care este undeva în jurul la 3%. Ei, având în vedere aceste elemente, pe de o parte, prin responsabilitate a cetățeanului, având grijă să respecte tot ceea ce spuneați dumneavoastră, pe de altă parte,
având în vedere că șansa de a nu contacta virusul sau de a te vindeca foarte repede sunt foarte mari. De aceea zic că, din punctul meu de vedere, domnul primar, ați trecut dumneavoastră prin inundații, ați trecut prin gripa, nu dumneavoastră, comunitate, gripă porcină, aviară. Gripa aviară și așa mai departe. Eu zic că dacă le comparăm pe toate astea, poate chiar vom reuși împreună. Abia acum, cred că, ia spuneți dumneavoastră, nu considerați că în această perioadă se văd oamenii, se văd caracterele, se văd oamenii care au simț de solidaritate, de responsabilitate? Da, sigur, acum putem demonstra că suntem cetățeni activi și dacă dorim să facem ceva, să ne spălăm mai des pe mâini. Deci da, nu e un lucru extraordinar pe care îl cerem și să acceptăm că un vecin, un prieten, stă izolat 2 săptămâni. Asta deci, e situația. Chiar adică dacă e o problemă de genul ăsta. Nu e foarte grea, da? Am văzut, dar depinde de noi. Încă o situație care a apărut și informăm și pe această cale. Unii nu pleacă din Italia, pleacă în Germania și spun că vin din Germania. Atenție, pentru că se urmăresc traseele și câteva cazuri au fost care au încercat, au fost urmărite mașini să vadă dacă au declarat exact adresa de domiciliu. De ce să risc să se facă aceste încercări de a eluda cumva, da. E foarte simplu, autoritățile au posibilitatea să verifice. E complicat pentru că în momentul când se verifică și dacă se află, se suportă consecințe care sunt destul de neplăcute. Da, pe de o parte e acea amendă în jur de 4.000 de euro, deci undeva până la 20.000 de lei, da? Acum, trebuie și aceste măsuri, că am văzut situația de la graniță acum 2 seri, în care unii cetățeni chiar nu înțelegeau că trebuie să intre în carantină, venind dintr-o zonă în care virusul își face de cap, în speță din Italia, da? Acum, pentru că emisiunea noastră e urmărită și de românii din străinătate și chiar avem un grup pe Facebook și o să-i rog pe telespectatori să-l urmărească, români din Italia, da? Acolo e o comunitate foarte puternică și avem foarte mulți membri din zona Torino, pentru că mulți băcăoani sunt în acea zonă. Ei trebuie să înțeleagă următorul lucru, că foarte ușor autoritățile pot verifica de unde vin. De ce spun lucrul ăsta? E foarte simplu. Vă dau doar așa o chestie minoră, cum se poate verifica. Dom'le, dă-mi un număr de unde ai lucrat sau lucrezi sau unde stai, unde ai locuit. Degeaba spui tu că ești într-o altă zonă din Italia, că nu corespunde când cine răspunde la telefon. Dom'le, de unde sunteți? Ce firmă sunteți? E foarte simplu. Păi să vede traseul cum vii. Deci, încă o dată, românii trebuie să înțeleagă, cei care vin din Italia, că sunt bine primiți în țară. Nu există niciun fel de problemă. Sunt cetățeni ai români, au cetățenie română. Noi, poate așa vrea Dumnezeu să ne încerce, să vadă cum îi primim. Sigur că ei vin acasă. Nu trebuie stigmatizați, nu trebuie prezentați altfel decât ca și frații noștri, dar, sigur, cei care vin trebuie să înțeleagă, indiferent prin ce mijloc de transport vin, pentru că acum cursele aeriene sunt oprite, inclusiv aceste curse rutiere. Acum, din câte am înțeles, aseară s-a dat în Ungaria, cred că e stare de urgență, sau se propune, oricum, deci nu vor mai putea veni prin Ungaria. Ei, acum autoritățile au dat următoarele sfaturi. Cei care totuși n-au apucat să plece, e mai bine să rămână, că acolo se scurtează perioada de carantină și de autoizolare. Deci eu consider că e o perioadă de încercare pentru toți să vedem dacă reușim să ne acomodăm la câteva reguli foarte, foarte simple. Domnul primar, ce-aș dori să completez. Nu putem fi de acord nici cu poziția unora din țară pe aceste rețele de socializare da. Să rămână acolo, că ne-am trimis noi. Nu. Să... Adică trebuie să înțelegem că o rudă de-a noastră poate fi acolo, un prieten, trebuie să fim toleranți. Sigur, sau sunt părinți care au copii în țară. Absolut, și cum să nu vină în țară, să nu sunt români. Deci nu trebuie să fim toleranți și înțelepți și să înțelegem fenomenul și să acționăm așa cum ni se cere ca să nu avem probleme. Aș dori să vă spun că înaintea ședinței de Comitetul pentru Situații de Urgență am avut ședința cu preoții din localitate și catolici și ortodoxi și am vorbit și cu celelalte culte și am cerut sprijinul și sunt plăcut impresionat și vreau să mulțumesc
preacucernicilor părinți pentru dorința de a ne ajuta, de a ne sprijini și de a informa. Sigur, am stabilit ca să montăm aceste aparate și de la intrarea în biserici, dar ei au fost de acord să informeze cetățenii ce trebuie să facă și ați văzut că s-au luat niște măsuri și în biserici, toate celelalte evenimente, aglomerări și e foarte important, deci în această perioadă, pentru că sunt locuri să fie unde... totuși luate aceste măsuri de siguranță și adunări cu mai mult de 100 de persoane, nu, deocamdată. De acord. Da. De asemenea, la pensiunile din zonă, am vorbit ieri la telefon, astăzi se duc reprezentanții de la stații de urgență, informează, știu, au tot ce trebuie. Nu am dorit să oprim deocamdată activitatea, nici în mine, a fost domnul director de la Salina. Ați înregistrat intervențiile pe care le-au avut toți, cred că este bine să le dați și dumneavoastră, să se vadă că sunt măsuri luate și încă o dată spun că cetățenii trebuie să înțeleagă acest lucru, să nu fim indiferenți la ce se întâmplă, dar nici să nu intrăm în extrema cealaltă de panică. Deci trebuie responsabilitate și implicare. Da, domnul primar, deci deocamdată lucrurile sub, și nu deocamdată, în mod cer, vor fi și în continuare sub control la Târgu Ocna. Haideți să mai discutăm, acesta a fost subiect, cred că am fost foarte clar în legătură cu coronavirusul. Urmează partea electorală. Ce informații aveți? Vor mai fi alegeri anticipate, alegeri locale la timp? Cum vedeți? Pentru că dumneavoastră aveți și un proiecte pe care trebuie să le continuați. Până la urmă, viața merge înainte, chiar dacă acum e o situație mai specială care un pic întârzie lucrurile, dar cum vedeți dumneavoastră acest an electoral? Alegerile anticipate, știți că sunt șanse foarte mici, nu? Se reduc posibilitățile de a se rezolva. Noi ne gândim mai mult că nu putem noi să le influențăm. Ne gândim la alegerile locale. Vor fi alegeri locale. Nu știm exact data. Astăzi înțeleg că se va stabili în funcție de cum evoluează și această problemă. Să sperăm că se va încetini parcursul de, dacă vine căldura... Vom avea timp să discutăm și de campanie electorală. Și adică de... aveți totuși timp să vă ocupați și de proiectele pe care le aveți în desfășurare. Toate proiectele pe care noi le avem în desfășurare decurg în condiții normale, nu are nicio legătură. Acolo societățile de construcții și-au luat măsurile lor. Cele care sunt în derulare se desfășoară conform graficului. Avem investițiile de la școli, avem Colegiul Costache Negri, unde avem investiția în derulare, avem grădinița Piticot A, Piticot B, avem școala numărul 1, proiectul, se face licitația pentru proiectare și execuție, avem de asemenea un proiect care a fost finalizat, canalizarea, și aici aș dori să informez cetățenii din Târgu Ocna, cei care nu s-au putut branșa la canalizare, când începând din această săptămână se pot branșa, pentru că s-au făcut niște modificări în instalație, pentru că acolo avem stația de epurare, care a avut probleme la inundații, s-a construit un zid în jurul stației de epurare și stația nouă de epurare, dar ei se pot branșa și îi rugăm să meargă la punctul de lucru al CRAB-ului de la Târgu Ocna și să facă această solicitare. Era o dorință și o promisiune a noastră că vom rezolva această problemă. Ea este rezolvată. De asemenea, avem investiții importante la școala numărul 2. Avem un proiect care este depus de mai bine de un an de zile și care acum este în evaluare la Agenția de Dezvoltare Regională, Agenția Nord-Est Piatra Neamț. Sunt multe proiecte care sunt în derulare. Avem studiile de fezabilitate pentru Parcul Măgura, unde avem 4 proiecte. Avem hotărârea de guvern. Ele vor fi finanțate prin Ministerul Turismului. Avem amenajarea parcului, lacului, care a apărut în 1978. Avem de la Institutul de Balneologie măsurătorile și a fost declarat
ca lac terapeutic, fiind cu un punct de atracție pentru oraș. Prin această finanțare amenajăm lacul și îl facem accesibil marelui public. De asemenea, avem un proiect cu o tiroliană montată tot acolo, un patinoar și un aqualand. Încercăm să promovăm și mai bine stațiunea, în sensul că avem materiale publicitare pe care le-am adus. Suntem și în această asociație Monpesa de dezvoltare a turismului, în care suntem 7 localități. Târgu Ocna are președinția acum. Hai să le mai precizăm o dată. Care Târgu Ocna, Dofteana, Nasău, Măinești, Măgirești. Avem acum solicitări de la 3 localități. Deci vor și alții să vină în această asociație. Scopul acestei asociații este dezvoltarea turismului și vă dau un exemplu. Vine turistul, stă, sau cel bolnav care vine la Salina să se trateze și timpul liber nu avem cum să-l valorificăm, să spunem așa, și atunci în zonă facem circuite. Avem proiectul de valorificare turistică, care este în fază de licitație-execuție, un proiect prin care vom moderniza 23 de străzi, piațeta din fața primăriei, centrul vechi al orașului, este un proiect de 4,5 milioane de euro. Noi am reușit în această perioadă să atragem la bugetul local cam de 22 de bugete locale, așa, ca să pun o cifră. Da, da. Deci bugetul local, sursele proprii vorbesc, sunt undeva la 1,5 milioane de euro și noi avem acum 30 de milioane de euro surse atrase. La acești 3 milioane de euro, cofinanțarea noastră este de 1.175.000 de, da, de euro. Vă dați seama că la o contribuție de 1.175.000 să aduci 30 de milioane, cred că a fost o gândire corectă. Impresionant. Este o gândire corectă. Da. Și am profitat de aceste resurse extra bugetare, să le spun așa. Cum a fost programul ăsta PNDL? Cum vi s-a părut? A fost un program bun? A fost un program bun, un program care a fost finanțat la timp și noi pe acest program am reușit să atragem în jur de 18 milioane de euro. Pe ANL avem un bloc 3 milioane de euro, avem Casa de Cultură care este 1.650.000, avem și alte surse, deci fondurile europene la fel. Noi pe fondurile europene avem destul de mare suma prin faptul că cu proiectele care le vom avea, 4,5 milioane de euro valorificare turistică, 4 milioane de euro școala numărul 1, care acum este licitație pentru proiectare, și proiectul pe apă, care a fost în jur de 20 de milioane de euro, sunt sume importante atrase de noi. PNDL-ul, m-ați întrebat, a fost foarte un program care, într-adevăr, noi am făcut 12 străzi pe PNDL în orașul Târgu Ocna și am modernizat o parte din școli, celelalte două școli le-am prins pe fonduri europene, însă trebuie să vă spun că noi am încercat să accesăm tot ce s-a putut pe 2014-2020, programul pe fonduri europene, dar am atras și alte fonduri, de exemplu, de la Agenția Națională pentru Locuințe, da? Un bloc. Aici vor sta exact, tineri, nu? Și, da, sigur, 49 de apartamente îl vom da în funcțiune luna viitoare. Aici noi venim cu contribuția noastră, care este destul de importantă, de 3 miliarde, pentru că a trebuit să facem noi utilitățile și dorim ca la data când s-a terminat blocul să fie și utilitățile aduse. Avem de asemenea pe Compania Națională de Investiții Casa de Cultură, care este într-o fază finală și am atras și surse din surse norvegiene, de exemplu, când am făcut un teren de sport la școala numărul 1 și de asemenea avem cu Agenția Națională
a penitenciarilor, Administrația Națională a Penitenciarilor, ANP-ul, avem un proiect cu o locuință pe care am modernizat-o, la fel cu fonduri norvegiene. Alte cuvinte, în această perioadă noi am atras tot ce s-a putut atrage, indiferent de sursa de finanțare, la care noi am venit cu cofinanțarea și undeva cofinanțările noastre sunt la 4% din total. Ca să dau un exemplu, pe canalizare noi am avut 1,78. Și aș dori să explic acum că sunt tot felul de discuții că am făcut credite. Cum să nu faci credit când poți să iei acest credit la Ministerul de Finanțe când tu vii cu 1,78? Mă dau seama că nici, contribuție doi, mică nici, la nici 2%, iar 98% îi aduci pe ceilalți. Și cele trei credite pe care le avem noi, toate au fost pe investiții, adică noi nu am luat credite pentru alte cheltuieli, exact, decât pentru... Și pentru că tot au fost discuții dacă avem asigurat funcționarea, dacă avem banii de salarii, știți, toți la trecut n-au fost bine, în ultimii doi ani. E campanie electorală și eu aș dori să explic contra candidații dumneavoastră cu asta, dar să explic ce s-a întâmplat și ați văzut că finalul a fost important și așa cum am gândit a fost foarte bine. Știam că funcționarea primăriei va fi asigurată. Că nu puteam să tot bugetul local să-l punem pe salarii și să nu facem investiții. Noi de fiecare dată și în fiecare an avem 15% din bugetul local pe investiții. Dar toate au fost pe cofinanțări. Și cred că a fost bună gândirea pe care noi am avut-o cu modul în care am programat și am repartizat aceste sume și am avut grijă ca din bugetul local să asigurăm cofinanțări, iar ceilalți bani am adus din diferite programe și pe viitor ne gândim să promovăm de asemenea studii și să putem finanța și celelalte proiecte. Pe Compania Națională de Investiții avem și străzi care au fost distruse la inundații, avem străzi în cartierul Vâlcele, Cărbunar, Horia și Cogâlnicianu, în Poieni avem strada Elisei Ursac și în oraș avem strada Neptun și Crizantemelor. Aici avem hotărârea de guvern în care apar, se lucrează la studiul de fezabilitate. V-am spus că într-o localitate este foarte important să asiguri funcționarea și noi cu impozitele și taxele nu le-am mărit decât cu rata inflației și așa cum vă spuneam, efortul pe care l-a depus eu împreună cu colectivul, cu conducerea primăriei, a fost să atragem surse din alte surse din diferite finanțări. Noi asigurăm cetățenii că ne vom da tot interesul ca bunăstarea cetățenilor din Târgu Ocna să fie tot timpul în creștere și noi încercăm pe toate căile cu colectivul pe care îl avem să promovăm proiecte. Trebuie să luăm aceste proiecte cu prioritate în sensul că trebuie să depindem și de sursa de finanțare și să vedem exact ce trebuie să facem urgent, pentru că așa sunt multe de făcut. Vedeți, noastră, că apar acum tot felul de proiecte, faleze, teleferice, da, fiecare. Noi nu putem spune că noi am făcut și că avem aceste proiecte determinate. De aceea, dacă mă întrebați de campanie electorală, să vă răspund, trebuie să terminăm aceste proiecte și sigur că ne vom strădui și până la alegeri și cei care vor fi și după alegeri să termine proiectele începute, pentru că anul financiar 2014-2020 pentru Târgu Ocna a fost un an benefic și, așa cum vă spuneam, 30 de milioane de euro să poți atrage este mare lucru. Domnule primar, emisiunea noastră e foarte scurtă, nu știu de ce, oare am fixat eu 45 de minute de fiecare dată, suntem pe aproape de final. Acum, ce considerați că ar mai trebui precizat în discuția noastră? Sigur, noi cu domnul primar ne vom întâlni periodic, cel puțin o dată pe lună vom fi aici. Da, și veți veni ce cu să precizez, cetățenii să se informeze din surse sigure,
Sigur, începe campania, fiecare promite, fiecare... E ușor să vorbești atunci când nu ai făcut nimic. Când nimic și, nu ai spune, da, cum spun persoane. Da, că nu ai făcut niciodată nimic și te trezești acum că vii. Eu cred că cel care va candida la primărie și cel care dorește să fie primar trebuie, în primul rând, să aibă o experiență, să fie cunoscut prin activitatea pe care a avut-o înainte de primărie. Da? Sim. Pentru că știți, la alegeri trebuie să ai notorietate, să ai încredere și apoi intenția de vot. Sigur, sigur. Notorietatea o capeți pentru ce ai făcut înainte de a fi la primărie și încrederea o capeți prin faptele tale, aici nu mai poți să... Deci, da? Și, competiția e deschisă, dar trebuie să fie fapte în spate, trebuie să fie lucruri. Pentru unii... E doar vorbărea așa. Nu, este un loc de muncă. Sunt care n-au avut niciodată servicii, da, n-au și să salariul mare, că ai telefon, ai mașină, măi, e bine să fii primar, ia să merg și eu să candidez. Da, da, fii însă primar ce... înseamnă să-și muncești foarte de mult. De acord, dar... Povestea noi la început prin câte probleme trece un primar și mai ales în perioada asta destul de complicată. De acord, și sigur că vii într-un sistem în care trebuie să te pui la punct, să ai cunoștințe administrative, administrative, da. Și apoi să fii un om de echipă, un om care... Poți să lucrezi cu alții, că aici nu ești pe proprietate privată și vedeți dumneavoastră că cei care vin din privat au ceva probleme până se acomodează cu... E un pic mai greu, da. Iar eu am fost om de echipă, am lucrat cu viceprimar și acum... Nu sunteți la primul mandat, așa că... Nu, eu am două de viceprimar, 92-96, două de primar, 2000-2008. Am avut pauza 2008-2012 când am fost consilier local și din 2008 am revenit primar. Sigur că este o experiență pe care pot să o dau celor care sunt interesați, numai că știți, cu cât știi mai puțin, cu atâta crezi că știi foarte mult. Și sunt, vor fi candidați, mă bucur că sunt tineri, mă bucur că interesează acest politica și interesează acest post de primar. Sigur, vom avea 9-10 candidați, dar e bine totuși că vor să candideze. Le urez succes la toți și sigur că cetățenii vor alege pe cei mai buni. Domnule primar, eu vreau să vă mulțumesc în numele echipei noastre pentru că de fiecare dată veniți cu noutăți, de fiecare dată ne transmiteți acest mesaj de încredere, de siguranță pentru cetățenii orașului Târgu Ocna. De altă parte, sunt convins că dumneavoastră, cu experiența pe care o aveți, cu capacitatea organizatorică și ce spuneați mai devreme, faptul că aveți o echipă foarte bună, considerăm că în Târgu Ocna lucrurile sunt absolut corecte și că sunt pe un drum bun, mai ales că în acest mandat s-au văzut, ne-ați prezentat aici foarte multe investiții. Până data viitoare, dragi telespectatori, vă pot spune multă sănătate, aveți grijă de voi, iar la Târgu Ocna, cel puțin în acest moment, lucrurile sunt sub control. Astăzi va fi la prefectură o întâlnire și veți afla și prin intermediul nostru și prin intermediul domnului primar noutăți, să stați liniștiți și lucrurile să intre într-un făgaș normal în perioada următoarele. Domnul primar, încă o dată mulțumiri și mult, mult succes în activitatea dumneavoastră, pentru că abia acum, nu abia acum, și acum aveți nevoie de foarte multă putere de muncă, pentru că sunt multe lucruri. Probabil că aveți telefonul deschis la orice oră. Telefonul este deschis la orice oră de zi și de noapte și numai telefonul meu. Telefoanele de serviciu a colegilor sunt deschise pentru cetățenii orașului Târgu Ocna. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vin cu mare plăcere de câte ori mă invitați. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu. La revedere! La revedere! Bye.